Preacucernici părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăvit să fie Domnul! Atunci le-a zis: întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând: Părintele meu, dacă este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Și a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Așa? N-ați putut un ceas să privegheați împreună cu mine? Privegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârditor, dar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând: Părintele meu, dacă este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, s-a dus iarăși și a treia oară s-a rugat aceleași cuvinte, zicând. Atunci au venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și vă odihniți. Iată, s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Iubirea voastră în mine arde alături de a lui Dumnezeu, întâi a lui, apoi aproape de ea, mi-e dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de noroi. Ce bine-i printre voi, iubiții și scumpii vieții mele întregi! De voi mă strâng ale iubirii în veci nebiruite legi. De voi și de Hristos pe viață și veșnicie sunt legat. Nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine-i printre voi, cu lacrimi îngenunchiați să ne rugăm. Ce bine-i lângă voi când Sfântul Cuvânt Ceresc îl ascultăm. Ce bine-i lângă voi când glasul printre cântări ni-l împletim. Ce bine-i când gândim că în ceruri în veci n-o să ne despărțim. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi deosebită și rugăm pe Duhul Sfânt să ne dea înțelepciune, să știm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Căci zile ca acestea nu sunt multe, spune fratele Traian, și ne sunt date doar ca mângâieri. Să ne uităm durerile trecute, să ne întărim pentru alte noi dureri. Suntem în locul acesta, așa cum au amintit frații mai înainte, aducându-ne aminte de mai multe evenimente, mai multe prilejuri care ne-au strâns la oaltă. Printre celelalte, sărbătorim și ziua oastei Domnului. Este ziua celor care ne considerăm ca și mădulare ale oastei Domnului în biserica noastră bună și străbună. Atunci când aniversăm pe cineva, începem să ne aducem aminte de anumite aspecte, anumite întâlniri, anumite întâmplări din viața împreună cu cel sărbătorit. Și câte nu sunt, au amintit frații aici, nu sunt amintirile care ne răscolesc și pe noi. Dar atunci când cel pe care îl sărbătorești nu mai este, sau este bolnav, sau este neprețuit,
Care să mai fie motivele de a te strânge și a-l sărbători? Câți părinți sunt uitați de copiii lor și trece ziua mamei și trece ziua tatălui și copiii nu dau niciun telefon? Câte mame nu plâng îndurerate că și copiii i-au uitat? Suntem în locul acesta să ne aducem aminte de oastea Domnului. Fiecare dintre noi ne-am trezit ochii într-o oastea Domnului. Din satul nostru, din jurul nostru, cu frații care i-am cunoscut. Dar oastea Domnului este mult mai mult decât ceea ce am cunoscut noi, dragii noștri. Oastea Domnului este mult mai mult decât adunarea din satul nostru, adunarea din zona noastră. Dacă vrem să știm ce este oastea Domnului, trebuie să mergem la origini și să vedem ce a vrut Părintele Iosif să fie oastea Domnului. Amintea frații aici despre frumosul început al oastei Domnului încă din ziua cinzecimii, când Maica Domnului și femeile mironosițe și apostolii și ucenicii erau la oaltă, ascultând de cuvântul Mântuitorului, rămâneți în Ierusalim. Suntem și noi în Ierusalimul oastei Domnului. Cât de fericiți ar trebui să fim că încă mai avem locuri și morminte care ne strâng. Dacă nu mai avem alte motive, măcar acestea să rămână pentru noi, puncte care să ne adune și în noi înșine și într-o la altă. Sfântul Apostol Pavel, atunci când nu-l mai asculta cei din Corint, după ce investise în ei atâția ani de zile și atât cuvânt, ajunge el să spună, îngăduiți-mi puțină nebunie, și începe să spună acolo toate suferințele lui, prin câte a trecut el, pentru ei, cei din Corint, ca să îi aducă la Dumnezeu, să le dea o viață veșnică. Am vrea astăzi, dacă nu mai sunt prea multe motive care să ne determine pe noi să ascultăm de părinții noștri, am vrea să-i vedem pe Părintele Iosif, pe fratele Traian, venind în fața noastră și rugându-ne să le îngăduim puțină nebunie și să ne aducem și noi aminte de suferințele lor, de operațiile lor, de neprimirea din partea semenilor, de ani de pușcărie, și să nu ne le luăm la comun 17 ani de pușcărie, să le luăm zi cu zi și în fiecare zi și în fiecare clipă, câtă suferință, câte lacrimi, câtă durere, pentru ce, dragii noștri? Să poată să vină după aceea și să ne spună nouă, ce bine printre voi, ei veneau din suferință, noi nu trecusem pe acolo. Ei știau și simțeau cât este de bine printre frați. Ce preț i-a costat pe ei ca frații să fie împreună. Astăzi suntem atât de indiferenți față de acest împreună. Atât de frumos Sfântul Ioan, Evanghelistul, amintește în primul capitol, ca să nu greșim să citim, Sfântul Ioan, capitolul 1, versetul 28-29 chiar. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Întâlnirea dintre Sfântul Ioan și Domnul Iisus. Ce stare minunată! Cât de detailate ne-au fost și nouă întâlnirea dintre părinții noștri și Domnul Iisus. Întâlnirea dintre Părintele Iosif și Domnul Iisus, întâlnirea dintre fratele Traian și Domnul Iisus, cât de minunată a fost această întâlnire, cât de convingătoare pentru noi a fost această întâlnire, când părinții noștri l-au văzut pe Domnul Iisus venind spre ei. Și mai departe, Sfântul Ioan, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus și l-a primit pe Domnul Iisus, ce a făcut Sfântul Ioan? În versetul 35, a doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și priveau pe Iisus.
Sfântul Ioan, după ce l-a primit pe Domnul Iisus, după ce l-a cunoscut, după ce s-a convins că este Fiul lui Dumnezeu, i-a luat pe ucenicii lui și îl priveau spre Domnul Iisus. Ce au făcut părinții noștri? După ce l-au aflat pe Domnul, n-au avut altă dorință, n-au avut alt scop decât aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Ei îl aflaseră. Dacă mai trebuia cineva să-l afle, aceea eram noi. Cât de mult a luptat fratele Traian să ia privirile noastre ale tinerilor din vremea aceea, care eram și noi furați de ispitele vremii de atunci. Să ne ia privirile noastre și să le îndrepte spre unde? Spre Domnul Iisus. Câte riscuri și-a asumat prin întâlniri cu tinerii, prin cenacluri, prin atâtea și atâtea feluri de a ne determina pe noi să-L primim pe Domnul Iisus, să-L aflăm pe Domnul Iisus. Dacă suntem în locul acesta, suntem pentru că ei au știut să plătească prețul. Să privim mâine care va fi rezultatul prețului nostru plătit, dragii noștri. Cât de minunat au lucrat părinții noștri, care n-au vrut să ne îndrepte privirile noastre spre ei, ci au vrut să ne îndrepte privirile noastre spre Domnul Iisus. Sfântul Ioan, care până atunci el îi învățase pe ucenicii lui și el le spusese multe din cuvintele profețiilor. După ce l-a aflat pe Domnul Iisus, i-a luat pe ucenici și le-a îndreptat privirile spre Domnul Iisus. Aceea era salvarea, de acolo venea mântuirea. Părintele Iosif același lucru a dorit să ne-l facă. În biserica noastră, unde aveam toate tainele, a vrut să ne-l pună pe Hristos. În fiecare taină care să o acceptăm cu credință, să-L descoperim pe Hristos. Apoi fratele Traian a venit și ne-a făcut această învățătură a părintelui Iosif, acest adevăr al părintelui Iosif, ne l-a făcut îndulcit, ca să putem să îl luăm și noi, așa cum înțelepții lumii îndulcesc un medicament să-l ia copiii. Așa au făcut părinții noștri, de dragul de a ne vindeca, de dragul de a ne vedea și pe noi, că l-am primit și suntem urmași ai Domnului Iisus. N-au știut cum să ne cocoloșească, cum să ne învețe, cum să ne mângâie, numai să-L primim pe Domnul Iisus. Stăm lângă acest mormânt, așa cum s-a citit și în Evanghelie, dacă însetează cineva, dacă însetează cineva, cât de minunat Domnul Iisus n-a forțat pe nimeni în nicio împrejurare. Chiar și când avea nevoie omul de el, Domnul Iisus îl ruga și îl determina ca omul să apeleze la Domnul Iisus. Cu forța n-a intrat nicăieri. Dacă însetează cineva să vină și să bea, stăm lângă mormântul părintelui, spuneam, ca lângă un izvor de apă. Aducerea noastră aminte nu ne folosește la nimic. Faptul că le citim învățătura și cărțile, poate că ne luminează un pic. Dacă nu venim și nu ne însușim și nu bem și nu luăm în lăuntrul nostru învățătura și duhul părinților noștri, rămânem niște înțelepți. Și știm cum vorbește Sfântul Apostol Pavel despre cei înțelepți care erau în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Astăzi să-L descoperim pe părintele Iosif, lângă cărui mormânt stăm, să-L descoperim ca pe un izvor de apă, care nu i-a fost ușor să iasă printre stânci, nu i-a fost ușor să treacă printre crăpăturile pământului, peste rătini, peste câte, și să ajungă până la noi, până la mine, până la frăția ta. Și să încerce să ne convingă și pe noi că cel mai important lucru în viața noastră este întâlnirea cu Domnul Iisus. Frumoase sunt întâlnirile dintre noi, frumoasă este adunarea, frumoasă este întâlnirea cu tinerii și ieșirea la o cântare. Toate sunt frumoase, dar aceștia sunt doar mijloace prin care părinții noștri au vrut să ne ducă la Domnul Iisus.
Cântarea frumoasă este un mijloc prin care să-L descoperim pe Domnul Iisus. Fratele Traian spune, mă duc spre toate acestea, dar nu pe ele le caut. În ele te caut pe tine. Duhul părintelui Iosif, Duhul fratelui Traian, Duhul părinților noștri, de care astăzi trebuie să ne aducem aminte că este ziua noastră, este ziua oastei Domnului, și să ne aducem aminte de părinții noștri și să-i cinstim, nu ca acei copii care nu-și cinstesc părinții. Și dacă cuvintele lor, și dacă învățătura lor, și dacă sfârșitul lor nu ne-a motivat încă să-L căutăm pe Domnul Iisus, să-L urmăm pe Domnul Iisus, măcar ranele lor, măcar sângele despre care se spunea că a curs, măcar anii de pușcărie, măcar suferințele și foamea și frigul și tot ce au îndurat ei, nu pentru ei, ci pentru mine și pentru frăția ta. Nu ca să-i cinstim pe ei, n-au vrut aceasta, ci ca noi, prin ceea ce au făcut ei, să-L aflăm pe Domnul Iisus. Este singura noastră salvare. Astăzi, ca de multe alte dăți, toți cei pe care părintele îi citea, și mă lua fiori când îi citea părintele și îi pomenea pe părinții și pe frații noștri, pe înaintașii noștri, cred că Bunul Dumnezeu le-a îngăduit astăzi ca cu toții Duhul lor să fie împreună cu noi. Ochii noștri trupești și slabi și păcătoși nu-i văd, dar ochii noștri sufletești îi văd, ei sunt aici, sunt printre noi, sunt lângă noi. Și așa cum în ziua cincizecimii, după ce Apostolul Petru a vorbit, toată mulțimea aceea a zis, ce să facem? Haideți să întrebăm și noi, pe părinții noștri, pe bunicii noștri, care i-am auzit aici și ne-am rugat pentru ei, ce să fac? Ce să fac și eu? Să ne punem această întrebare, ce să fac și eu? Să nu luăm ca de apucat, să nu luăm la voia întâmplării îndurarea lui Dumnezeu și binecuvântarea peste biserica noastră a oastei Domnului. Ce să fac și eu? Așa a început oastea Domnului. Prin aceste cuvinte, părintele Iosif așa a întrebat, ce am făcut eu? Eu ce am făcut? Haideți să ne punem și noi, mișcați și luminați de cuvântul lui Dumnezeu, mișcați și încălziți și rușinați de suferințele și de jertfa părinților noștri, să ne punem și noi această întrebare, ce trebuie să fac eu? Ce să fac și eu? Care este rostul meu? Să venim până la adunare? Să venim până la biserică? Până la frați? Până la cântare? Să venim până la Sibiu? Oare aceasta îi bucură pe părinții noștri? Poate. Poate că într-o măsură. Dar atunci când părinții noștri ne văd că noi începem să privim, imitându-i pe ei, să privim spre Domnul Iisus, să ne intereseze persoana Domnului Iisus, să ne intereseze cuvântul și învățătura Domnului Iisus, atunci părinții noștri se bucură. Și abia atunci spun și ei că jertfa lor n-a fost în zadar. Singura bucurie care le putem face astăzi este ca să ne intereseze și pe noi persoana Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul!